echipa pregătită de Nicoleta Iatan și Mugur Niculescu a avut o prestație bună în turneul de pregătire de la Brăila. Piteștencele au învins echipele Penicilina Iași, CSM Comision Brăila și CSU Galați, pierzând în schimb confruntările cu Știința Bacău și Unic Piatra Neamț, grupări cu pretenții în noul sezon. Au fost folosite toate jucătoarele din lot pentru a se vedea nivelul la care se află în perspectiva noului sezon. În această săptămână este programat un nou meci amical, returul cu SCM Craiova, după ce argeșencele au disputat acolo un amical. În prima confruntare, echipa din Craiova a câștigat cu 3-1.